Banana bread este extrem de delicioasă și, atenție, cu puțină grijă poate fi și sănătoasă. Din rețeta originală, dacă scoatem zahărul și făina albă, obținem un desert care cu siguranță nu ne va amenința dieta. Miruna Alica a testat această rețetă și a reușit să-și cucerească cu ea toți urmăritorii de pe blog. A trecut vara, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne mai numărăm caloriile. Iar pentru că astăzi m-am trezit cu poftă de dulce, dar totuși n-aș fi mâncat nici făină și nici zahăr. Am venit la Miruna, care mi-a promis că îmi va arăta o rețetă care să-mi satisfacă și poftele, dar și caloriile. Da, o rețetă de banana bread, care e faimoasă worldwide, pentru că este o variantă de chec, să zicem, foarte bună, foarte gustoasă, dar care poate fi făcută astfel încât să fie puțin mai dietetică. Rețeta este foarte simplă și are nevoie doar de câteva ingrediente. Avem nevoie de 3 banane medii foarte bine coapte. Cu cât sunt mai maronii bananele, cu atât sunt perfecte pentru o rețeta de banana bread. Deci e o variantă bună și atunci când se strică bananele? Da, este cea mai bună variantă. Atunci când aveți banane în casă care stau să se strice, faceți o banana bread. Avem nevoie de ovăz, în jur de 300 de grame, 3 ouă, 3 linguri sau 4 de cacao, după gust. Așa, în dulcitor eu folosesc sirop de agave, dar putem folosi și xilitol. Cine nu are o problemă cu mierea procesată termic, poate folosi și miere dacă asta avem în casă. Cam 4-5 linguri de sirop de agave, dar în funcție de îndulcitor și de gust. Puțină ciocolată, ciocolată neagră cu 80 sau 90% cacao, pe care o mărunțim foarte bine cu cuțitul. 2 linguri de unt de arahide, asta este opțional. 100 de ml de ulei de cocos, asta o să facă ca prăjitura noastră să fie mai umedă și nu foarte uscată. Bicarbonat, praf de copt, puțină esență de vanilie și un strop de sare. Atenție! Mai avem nevoie obligatoriu și de un robot de bucătărie. Nu doar că ne ajută să mărunțim fulgii de ovăz, ci ne amestecă și toate ingredientele. Și cam asta este. Cred că am ajuns la o textură potrivită. Cam așa trebuie să arate. Toată compoziția ajunge într-o tavă pentru chec, iar pe deasupra câteva bucățele de ciocolată vor face prăjitura și mai delicioasă. Bineînțeles că pot fi înlocuite și cu fructe. Prăjitura noastră merge acum la cuptor, la 180 de grade, timp de aproximativ 45 de minute. Însă, ca să fim siguri că nu dăm greș, apelăm la testul scobitorii. Scobitoarea este aproape curată, deci prăjitura noastră este gata. O scoatem, așteptăm să se răcească. Partea bună e că nu are zahăr, deci... Și bine. Totuși e dulce. E dulce, da. E dulce și datorită bananei și siropului de agave. Că tot ai zis de banană, care e rolul bananei în prăjitura asta? Păi, banana pe lângă faptul că îi dă aromă, că vezi, are gust de banană, mm-hmm. Simți gustul de banană. Îi dă dulcele și îi dă și textura asta umedă. Mm-hmm. Vezi că e, nu e ca un chec clasic, e și mai umedă. Ciocolata deasupra se potrivește. Mm-hmm. La fix. Imaginează-ți chestia asta cu vișine. Mm. Bun, nu? Trebuie încercată, da. Mm. Și vă mai dau un pont. Bine. Acum, nu are zahăr, dar dacă vreți să faceți o excepție, puteți să mâncați o felie de banana bread cu puțin unt. O serios? Da. Eu mănânc cu puțin unt și pe deasupra untului pun un praf de sare, care potențează și mai mult aroma. O să vă placă maxim. Dar asta e o felie, aveți dreptul, pentru că untul îngrașă. Miruna o recomandă în special pentru micul dejun, cu o ceașcă de cafea sau cu un pahar de lapte. Datorită ovăzului, banana bread reprezintă o gustare consistentă. Atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut emisiunea, spuneți-le și prietenilor de ea, iar dacă aveți idei, întrebări sau sugestii, le puteți lăsa pe pagina de Facebook a emisiunii. Vă aștept în fiecare zi și pe blogul meu elacrăciun.ro sau pe Instagram, iar mai multe informații despre subiectele abordate găsiți și pe site-ul antena3.ro în secțiunea dedicată emisiunii. Până data viitoare, vă doresc să aveți parte numai de bine!